de, deși nedrept. Pentru că oricare dintre cei prezenți, dacă am avea răbdarea să ne ascultăm între noi, ar avea de spus lucruri minunate despre felul în care Dumnezeu răspunde la rugăciune. Sunt sigur. Dar, mă rog, așa e nedreaptă lumea asta. Eu sunt bucuros să fiu eu onorat astăzi în fața Domnului, să pot lăuda cu două cuvinte despre felul în care răspunde Dumnezeu la rugăciune. N-am niciun merit, vreau ca toată slava să fie doar a lui Dumnezeu. Aleg din toate lucrurile pe care le-am pățit, de-a lungul câtorva ani, de când sunt și eu aici pe pământ, cu dumneavoastră la oaltă, cu o întâmplare pățită în urmă cu aproape 20 de ani. Sau cu peste 20 de ani, nu știu. Și înainte de a vă spune, aș mai sublinia că în rugăciune chiar n-avem cu ce să ne luptăm. Deci dacă de o predică te poți mândri, că uite ce predică am făcut. Dacă de o lucrare misionară te poți mândri, că uite ce chestie am făcut. De o rugăciune chiar n-ai cum să te mândrești. Pentru că în sine rugăciunea recunoaște că n-ai și că e atât de grav că trebuie să ceri. Și treci peste mândria ta și o caci în picioare și ajungi la momentul la care să faci cumva să strigi la Dumnezeu să facă El, că altfel nu merge. Cu voia dumneavoastră aș vrea să citesc din capitolul Legii lui Dumnezeu. Ultimele versete din Exodul 20. După ce a vorbit Dumnezeu pe munte, cu siguranță vă aduceți aminte, poruncile de la prima la a 10-a, nu? Mai sunt câteva versete pe care le neglijăm. Dacă vei ridica un altar de piatră, să nu îl zidești din pietre cioplite. Căci cum vei pune dalta în vreo piatră, o vei pângâi. Dacă ne rugăm savan sau complicat sau elaborat, în sine aceea nu mai e o rugăciune. E un fel de laudă pe care Dumnezeu o consideră o rușine, cum să zic așa, o, zice, o urăciune în nările mele. Mi-e groază că și eu am rugat în cine știe câte feluri insuportabile pentru Dumnezeu, dar în vremii, din mândria noastră, zicem așa, cu laodiceană, cu ură. Domnul să ne iertă. Dar câteodată când ne ajunge chiar la os, chiar ne rugăm. Acum, spuneam că m-a trecut Dumnezeu printr-o anume experiența vieții. Era la Lugoș, pe Timișoarii 112, într-o unitate militară. Și îmi spuseseră foarte ferm, 5 ofițeri și un tablagiu, că treaba asta urmează să se termine între 2 și 7 ani de închisoare. Au reușit să mă facă să-i cred, erau foarte direcți, nu m-au atins, nu m-au bruscat fizic în niciun fel, dar războiul acesta psihologic a fost infernal. Și recunosc că mă simțeam așa ca o grâză pusă la colț undeva. Mă uitam așa pe fereastră, uitam undeva la etajul 2, să vedeau sârmele echipate pe toate gardurile și se apropiau anume dată la care știam că o să mă duc undeva în tribunalul militar din Timișoara să mă judece. Și, da, frumos să vorbim de credință aici așezați pe scaune. Acolo, la probă, e o bătălie între anume părți ale minții noastre. Vine Dumnezeu și spune, băi, dar ți-am promis. Și vine fire și spune, vezi tu ce pățești. Și au avut grijă să alimenteze asta. Mi-au adus un coleg, care făcuse 2 ani jumate de închisoare pentru tâlhărie, l-au chemat și l-au pus să stea pe un scaun și să-mi explice cum e treaba. Ca să mă convingă să fac cumva să ajung în bușcărie. Și mi-au spus cu homosexual, cu bătăi, cu cuțite, cu călcat în picioare unii cu alții, cu faptul că gardienii nu se bagă și dacă sunt mai puțini, cum se cheamă, deținuți, cu atât mai bine. Cheltuie bugetul mai puțin și așa. Te sperie treaba asta când te pui umane. Știți, a fost al doilea născut, mai firam așa decât frate, nu știa mama cum să aibă grijă de mine, să joacă în felul ăsta. Și m-am rugat și eu după nevoie. Frații mei, ce să zic, a fost o sâmbătă în care a venit comandantul meu, un om de treabă, un om deosebit la suflet, dar hotărât să-mi scoată prostiile de cap, cum ziceau ei. Deci, ce faci? Rămâi în baterie, cum ziceau ei. Deci, partea aia de unitate, dacă eram antiaeriană, să rămâi baterie, treaba asta. Rămâi în dormitor sau vii cu mine? Bă, e ilegal. Dacă rămân în
dormitor și mă prinde, 3 zile de arest cu, cum se cheamă, cu raport, cu, să discute în toată unitate. E ilegal, după legea, pe vremea aceea armată. Haideți că merg. Zic, dar domnul, poate, știți că nu fac nimic sub ordine astăzi. Haide mă, că am trecut furcat. Vedem noi cum e. Asta am spus eu. O să ai tu timp să meditezi ce ai făcut. 5 ani. 7 ani. Și am plecat cu el, prin unitate. Acum, ce să zic, mergeam așa ca doi prieteni pe stradă. Foarte stupidă faza. Erau alți ofițieri mai mici în grad, care trebuiau să salute pe comandant. Dar eu trebuia la rândul meu să-i salut pe ei. Eu nu aveam de salutat pe nimeni, că era sâmbătă a Domnului, era sâmbătă ofițerilor. Și treaba asta e răcăia. Adică ajungeau să mă salute el, prăpădit de soldat neinstruit, trebuia că eram lângă ofițerul ăsta, în sfârșit. A trecut cumva toată unitatea, sute de metri, avea un kilometru și 300 de metri, toată gardul respectiv. Când am ajuns grav, ceea ce se întâmplă foarte rar, comandantul, colonelul, nu, comandantul unității, era în vizită tocmai la grupa noastră. Deci, acum asta văd ce faci. Nu. Pentru că era mai mare și decât el, cu el vorbisem, dar cu ăla mare ce face acum? Și ce treaba ta? Dumnezeu cu tine, sfârșit. Ne-am apropiat, el a trebuit să bată pasă de filare, ce chestie oficială, dacă vorbea unui grup oficial, trebuia să poarte după eticheta militară. S-a dus, a cum să zic, raportat, ce a avut de raportat, mă rog, poveștile lor, în modul acela foarte ceremonios. Eu m-am dus ca și cum nimic nu se întâmplă, și asta e crimă în armată, nu? M-am dus în spatele la tot rândul și m-am așezat acolo cu mine. Comandantul a văzut, din a mai colonelul, clar. Și până la urmă, probabil că l-a întrebat pe comandantul meu, nu știu cum a fost, dar că am scăpat. N-a comentat într-un mod deosebit. În sfârșit, a trecut faza, mai la sfârșit m-a întrebat ce-i cu tine, nu știu ce. Am ieșit din rând, a răspuns comandantul în locul meu, deci a trecut. Acum, sâmbăta următoare, m-a întrebat ce faci. Dacă iar mă duc și știi să mai întâmplă. Nu mai merg nicăieri, domnul comandant rămâne. Și am rămas împotriva legii, în dormitor. Și m-am rugat, Doamne, acum cum facem? Auzeam pe afară, cum băteau băieții cu asta de filare și cum chinuia. Eu stăteam cu un scăunel din ăsta mic, aveam pe nec Marea Luptă. Am deschis întâmplător, citeam de Luther. Când spunea, dar fii atât ți-ar demon câte țile pe casă. Și mă simțeam așa apărat în brațele Domnului, în palmele Domnului. Și la moață deschide ușa, pe sub paturile acelea de campanie, văd burțile, nu? Deci bustul unor ofițeri care intră în dormitor. Era ilegal să te prindă în dormitor în timpul instrucției, v-am spus la început. Am stat acolo cu minte, zic, poate nu mă văd, că din unghiul lor, nu, nimeni nu se apleacă pe sub paturi, nu? Nu vedeau ce se întâmplă în colțul cel mai îndepărat al camerei. S-au tot apropiat, îmi dădeam seama că mă vor vedea, am ieșit de bunăvoie, zic, măcar să mă vadă. Și am salutat, după protocol, am întrebat, ce dormitor e ăsta? Am răspuns că suntem începători, că suntem cinci, că nu știu ce. Le-a mai trecut sub nu le-a plăcut felul în care arătau acolo lucrurile. Nu era suficient de ordine militară. Și a ieșit bombănit. Se pare că era puțin abțiguit maiorul și, ești însoțit de alți patru ofițeri. Și mă gândeam, Dumne, i-a orbit Dumnezeu, nu se poate, că n-au comentat. Au găsit pe cineva în dormitor și n-au comentat. Imposibil. Și am rămas uimit în urmă, cum se întâmplă că i-a orbit Dumnezeu. Dar nu multă mi-a fost bucuria, pentru că unul dintre ei s-a întors. Și a venit înapoi și a zis, soldat, dar tu până la urmă ce cauți aici? Am dus, am mai răspuns odată după protocol și i-am spus, știți, domnul comandant deja știe despre mine, mi-a explicat că mă așteaptă între 2 și 7 ani de închisoare. Nu știu ce vor face cu mine, le-am spus că sâmbătă e ziua de odihnă a oamenilor în general și a mea. Și prin urmare n-am cum să fac instrucție militară, mai fel. Și așa, din cât era de hotărât, în secundă următoare, s-a zis că bine mai vezi. Ai și tu aici. Deci nu arest, nu, mă rog, toată povestea să vină, să cheme înapoi ofițerul serviciu, să facă.
M-am dus, mai m-am rugat odată, Doamne, atâtă prezență simțea Dumnezeu cu noi. Și următorul, al treilea lucru, să mai deschid odată ușa. Și vine un alt ofițer, și mai dur decât toți ceilalți, un om care făcuse arte marțiale, care așa niciodată nu se citea pe frunte ce gândește, și de care mi-era foarte frică. Pentru că pur și simplu ar fi scos untul din soldați dacă chiar fi avut în vedere treaba asta. Deci avea capacitatea fizică să te leșine în exerciții și el ar mai fi putut. Și legea spune că dacă mori într-un exercițiu în care ofițerul face la rând cu tine, el nu e culpabil de nimic. Asta era legea pe vremea. Și mi-era frică că dacă vrea să-mi scoată mie religia din cap în felul ăla, nu? În sfârșit, vine. Acum, chiar că mai știam cum o să iasă. Zic, de una am scăpat, dar cât o să mai arăt? Este acolo din colțul meu, salut după ce mă zic, hai mă, să termine cu astea. Și aruncă cascheta într-un pat. Și spune, n-am dormit toată noaptea. M-am gândit la ce ne-ai spus ieri. Își deschide omul inima ca unui prieten. Eram aproape de o seamă, mă rog, eram cu aproape 4 ani jumate mai mare decât colegii mei, că am fost bolnav și am amărat intrat în armată. Eram aproape de o seamă. Și îmi spune, cum n-a dormit cu mine, acum, cât eram eu de amărât, vreau să spun că tot mai dormeam. El a spus că n-a dormit în noaptea aia. Și mi-a spus ce m-a rămas așa atins în suflet. Și o dată spun, lauda să fie doar a Domnului. Zice, am crezut în armată. Am văzut tot felul de filme din astea de comando. Îmi doream să fiu puternic, să fac ceva ordonat, să știe că am făcut ceva pe lumea asta, să... Și ce am găsit? Și față de visele mele, și ce am admirat la tine? Că tu, altfel decât noi, deci nu cu puterea, nu știu cum faci. Zice, dar poți să te ții de visele tău? Ionițe, păi să te țină Dumnezeu ăla al tău. Deci a ajuns așa la niște nivele de profunzime în deschiderea inimii lui, pe care n-am crezut-o posibilă, nu? Între doi oameni în situația în care noi ne aflăm. Și mă pot spune doar atât, dacă oricine ar fi venit în vizită la mine acolo, la armata de Lugoș, n-ar fi cântărit cât am cântărit încurajarea căpătată chiar din partea unui ofițer care îl consideram cel mai dur dintre toți, dar care în spatele acelei poze avea o inimă mare și care Dumnezeu l-a folosit ca să mă întărească. După nevoie, rămânem cu gândul că orice am face, prin ce am trece, Dumnezeu Cerului ne știe. Și cu cât e nevoia mai mare, cu atâta apropierea Lui de noi este mai strânsă, mai intimă, dar mai așteaptă să-i cerem ceva. Mă gândesc nu la faptul că sclivisim că și ne-a spus la început, ci la faptul că nu ne rugăm. Dacă vă gândiți să fie acesta gândul serii, că ucenicii la un moment dat, văzându-l cum se roagă și ce puternic devine, printr-o putere nu a lui, să simțea că era Dumnezeu veșnic în inima acestui învățător tineret de Galilea. Și-au cerut și ei, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Să ne ajute Domnul Iisus să învățăm, să redescoperim valoarea rugăciunii. Nu-i cu aplauze, nu-i cu n-are cinste laude, dar acolo, în cămăruță, unde nu te știe nimeni, putem câștiga cele mai strălucite biruințe, cele mai frumoase experiențe cu Domnul, pe care de-abia așteaptă apoi să le punem în pace. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne rugăm. Să ne rugăm și pentru noi, să ne rugăm și unii pentru alții. Și voia Lui să fie împlinită în toți.